Conform unui proiect de ordonanță a Guvernului privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, modificarea tarifelor se va aplica doar în cazul mașinilor de mare tonaj și de transport marfă. Noile reglementări, ce se află în prezent în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transportului, nu îi vizează și pe cei care au autoturisme din alte categorii. În cazul lor, tarifele rămân la același nivel. Cât plătesc în prezent, atât vor plăti și în continuare cei care conduc vehicule de transport persoane, pentru că nici în această situație majorarea nu va fi aplicată. În cazul autovehiculelor vizate pentru majorarea taxei rovinietei, creșterea cuantumului va fi de până la 175%. Creșterile la tariful rovinietei vizează în special mașinile de mare tonaj și mașinile de transport marfă. Prin intermediul modificărilor propuse, rovinieta pentru o zi, în cazul vehiculelor cu o masă mai mare de 3,5 tone, ar urma să coste 11 euro față de 4 euro cât este în prezent. Majorări vor fi și la rovinietele cu o valabilitate pentru un an. În cazul șoferilor care achită o astfel de rovinietă, dacă în prezent achită 320 de euro, după noile modificări vor achita 550 de euro. O ieftinire a rovinietei va fi însă la vehiculele de transport de marfă cu masă totală mai mare sau egală cu 12 tone. În cazul lor, micșorarea prețului va fi efectuată numai în situația în care șoferul achită pe o perioadă de 7 până la 90 de zile. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordonanță, autoritățile fac aceste modificări de tarife pentru a se conforma reglementărilor europene aflate în vigoare. Ministerul Transporturilor precizează că, deși aplicarea tarifelor conform directivei va genera o creștere a încasărilor anuale din rovinietă, impactul asupra bugetului de stat este zero.